Alexandru Cumpănașu, Nelu Vicleanu, care ar fi caracterizările principale ale lui Alexandru Cumpănașu? Iată, înscris pe ultima sută de metri în această cursă pentru președinție, din păcate în urma acelei tragedii despre care s-a tot vorbit și despre și care n-am aflat mai nimic după 3 luni. Da, și din păcate unii spun că de fapt a speculat foarte mult acest aspect și datorită acestei situații el s-a lansat la președinție. Cert este că el este un om cel foarte muncitor, un om foarte organizat, de asemenea cu o minte și cu o inteligență extraordinară. Chiar dacă legat de studiile lui a trezit anumite controverse că nu ar fi terminat o facultate anume. El chiar afirma că sunt destui proști care au o diplomă. Un caracter foarte puternic, deci după Viorel Cataramă și Viorica Dăncilă, el este cel cu pe treapta imediat inferioară, ca și caracter, ca și tărie psihică. O persoană care are și el un puternic simț al angajamentului, care dezvoltă atașamente profunde, cu un talent organizațional și care se poate concentra bine asupra unei sarcini, însă tinde să se răzgândească dacă sentimentele scapă de sub control. O persoană foarte independentă și o persoană foarte, foarte ambițioasă. O persoană care poate să țină mânie, o persoană care preferă să spună deschis ceea ce are, după care e posibil să revină la sentimente mai bune, o persoană care nu analizează prea mult și trage concluzii de pe urma unei cantități prea mici de informații. Și el este un bun strateg, îi place să urmeze propriul set de principii și reguli. O persoană care învață foarte repede, o persoană care are ochi pentru detalii și o persoană foarte determinată și ambițioasă. O persoană care poate și reacționa foarte crud și nemilos, de aceea este o persoană care nu trebuie presată, o persoană cu abilități de conducere și organizare. Darul cu care vine el din viețile trecute și asta am constatat la toți cei pe care i-am analizat, fiecare dintre ei au în hartă ori cifra 8, ori cifra 10, 8 este generalul, spuneam, 10 este regele, iar el fiind născut în 1981, are darul care vine din viețile trecute, cifra 10, asta înseamnă sânge nobil, o persoană care a murit pe câmpul de luptă, s-a zbătut și în afara câmpului de luptă, un războinic spiritual, o persoană care dorește să-i ajute pe cei slabi și neajutorați, o persoană care este foarte autonomă, independentă, care își urmărește visele până în pânzele albe. Din păcate, el trebuie să mai gândească și cu inima, să-și deschidă și inima, pentru că este o persoană foarte mentală, o persoană foarte mentală care pune accentul mai mult pe emisfera dreaptă. După vârsta de 36 de ani are mari șanse să ocupe funcții de conducere, să fie un lider, o persoană care poate să dea dovadă de asemenea de foarte multă încăpățânare și proiectează ca fiind o persoană foarte critică, o persoană care este foarte atentă la ceea ce nu funcționează, proiectează mintea negativă, o persoană care prevede foarte bine riscurile, însă poate fi o persoană blocată în minte, mintea lui este o binecuvântare, dar poate fi și un blesten, poate să fie propria lui capcană, poate să dezvolte așa zis ipitici pe creier, pentru că el ca esență este un 4, poate dezvolta tipare mentale repetitive și poate insista la mod obsesiv pe o anumită idee. Foarte interesantă harta numerologică a domnului Cumpănaș.